bodyguards de prin alte țări să-l păzească. Acest criminal când zboară în alte țări, nu zboară cu avioanele sale, zboară cu alte avioane, schimbă trei rute pentru a ajunge la destinație. Trăiește într-o frică extraordinară, frică față de poporul care l-a făcut miliardar, frică față de poporul care i-a cumpărat mașini de milioane lui Ficiorsu, frică față de poporul care l-a făcut cu hoteluri, frică față de poporul care l-a făcut cu televiziuni, frică față de poporul care l-a făcut să conducă o țară. Și acum acest popor, de ce trebuie să-i fie frică de criminal? Nu, criminalului este frică de popor. Și asta trebuie să o înțeleagă toți, nu doar cei care sunt astăzi în piața mare a Guvernului Naționale. Toată țara trebuie să o înțeleagă. Trebuie să o înțeleagă acel șofer de autobuz care din teamă nu mai vine la Chișinău și își lasă 50 sau... Casa ta, Prahotiu, nu uita, pușcăria e casa ta, Prahotiu, nu uita! Felicia! Felicia! Felicia!
putem circula. Domnule Pirca Tapiola, domnule Petit, ce este cu bătaia asta de joc? Domnule Petit, atunci când în ianuarie v-ați întâlnit la ambasadă cu Plahotniuc și când v-a promis că dacă ajunge el premier sau o slugă de a sa, aici va fi democrație, v-a spus că peste 3 luni de zile va interzice dreptul cetățenilor măcar la liberă circulație. Domnule Petit, veniți dintr-un stat democratic, așa ceva nu mai poate fi tolerat. Domnule Tapiola, ați ajuns și dumneavoastră să aveți aceeași soartă ca Andrei Năstase, ca Kiril Moțpan, ca mine, ca Dinu Plângău, ca slugile lui Plahotniuc, să vă batjocorească, să vă facă bădăran, să vă atace în cel mai josnic mod. Pirca Tapiola, șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, este făcut de slugile lui Plahotniuc bădăran doar pentru că și-a permis să spună ceea ce se întâmplă aici în Republica Moldova, că țara este condusă de mafie. Fraților, dacă îi mai lăsăm o lună, două, trei pe acest criminal, aici și ultimul firicel de democrație va dispărea. Ni se va interzice total să ne mai aflăm în piață. Jos Plahotniuc! Jos Plahotniuc! Jos Plahotniuc! Jos Plahotniuc! Jos Plahotniuc! Jos Plahotniuc! Și pentru a merge la alegeri anticipate.
Și eu, mănânc și eu, am casă, am familie, am mamă, îl am pe tata în ceruri, am un popor deșteptat al țării mele, am fost, sunt și voi rămâne parte acestui popor, mă voi bate până la moarte pentru libertatea acestei țări, pentru libertatea acestui stat și pentru întemnițarea celor care au batjocorit această țară, acești oameni. Mă uit la fețele voastre și văd pe mama, mă uit la fețele voastre. Și om care mă respect, care îmi respect țara, nu pot admite ca un sutenior să-și bată joc de țara mea. Nu pot admite ca un sutenior să parșizească Constituția, drepturile și libertățile fundamentale ale noastre, ale tuturor. Este incredibil! În secolul 21 suntem tratați ca niște robi. Nu ne ridicăm peste, de la peste 200-300 de euro în condițiile în care în Europa se primește 2000. Câți ani trebuie să mai treacă ca să trăim și noi ca niște oameni civilizați, ca niște oameni normali? Nu se poate ca cele 999 plus 1 milioane să fie ajuns la Plahotniuc, Pilat, Gimpu și alte canale și în satele noastre să dăinuie sărăcia deja de zeci de ani ca Moldova drept un stat captiv. Iangland, secretarul general al Consiliului Europei, ne îndeamnă în modul cel mai direct: salvați Moldova de pe marginea prăpastiei. Corupția rămâne endemică și statul este în continuare în mâinile oligarhilor. Guvernul trebuie să înceapă imediat eliminarea din corpurile publice a funcționarilor corupți. Pentru început, zeci de judecători, unii de profil foarte înalt, care au fost acuzați că au abuzat copios de puterea lor, ar trebui anchetați. Organele de securitate și ale statului ar trebui de asemenea să facă tot ce le stă în putere pentru a aresta pe cei vinovați de masiva fraudă bancară. Actuala imunitate ce acoperă de urmărire judiciară pe membrii Parlamentului ar trebui redusă. În ciuda anilor de dezamăgire, mulți moldoveni încă au o ambiție însemnată pentru statul lor. Ei susțin că eliberat de corupție, statul se poate transforma. Dar mai întâi de toate, acest stat captiv trebuie înapoiat cetățenilor săi. Declarația Universală a Drepturilor Omului spune clar că dacă într-un stat drepturile omului nu sunt ocrotite de autoritatea legii, atunci cetățenii sunt îndreptățiți să recurgă ca soluție extremă la revoltă împotriva tiraniei și asupririi. Actuala guvernare ilegitimă nu este în stare să gestioneze treburile țării, să întoarcă miliarde furate de la cetățeni de către gruparea oligarhico-criminală, să asigure un viitor cetățenilor săi la ei acasă. Instituțiile au devenit și mai dependente, total captive, iar statul a ajuns pe mâna grupării criminale în frunte cu oligarhul Plahotniuc și pune pe umerii populației recuperarea în următorii 25 de ani a miliardelor furate și a dobânzilor astronomice care dublează sumele dilapidate. Voința populară de inițiere a referendumului constituțional a fost călcată în picioare, iar cele peste 400.000 de semnături au fost aruncate la coșul de gunoi al oligarhiei criminale. Comisia Electorală Centrală, Consiliul Coordonator al Audiovizualului și televiziunea publică trebuie depolitizate în mod real și imediat, astfel încât membrii acestora să fie agreați de mișcarea protestatară, societatea civilă, mass media independente. Cerem stabilirea în regim de urgență a datei alegerilor parlamentare anticipate concomitent cu cele prezidențiale, inclusiv
împotriva referendumului constituțional privind cele patru inițiative semnate de cetățenii țării. Prin votul popular vom consfinți pentru totdeauna dreptul cetățenilor de a alege președintele Republicii Moldova. Facem apel către partenerii de dezvoltare a Republicii Moldova să susțină revendicările poporului privind organizarea alegerilor și a referendumului în condiții democratice. Votată, sper votată, cine este pentru această rezoluție, vă rog să ridicați mâinile sus. Cine este împotrivă? Așa strigă lumea, unica soluție pentru guvernanți, ca să ne audă și ei. Noi cu dumneavoastră, noi, organizatorii și cu dumneavoastră, ne asumăm o mare responsabilitate. Să pornim întâi de la aceasta, de la responsabilitatea pe care ne-o asumăm împreună. A face revoluție fiind ușor, mai greu este să gestionezi urmările acestei revoluții, impactul. Nu la revoluție vă chemăm. Noi vă chemăm să fim atât de determinați și hotărâți încât să stăm aici cât va fi necesar pentru a impune această guvernare să cedeze democratic. Ar fi o soluție să îngrijorăm o instituție a statului, cum este guvernul, și prin metode pașnice să stăm acolo atât cât vom rezista. Acei care vor rezista. Eu nu pot să vă cer să intrăm în luptă cu organele de drept. Ar fi alogic. Și cine va face această chemare, să știți că este un provocator. Ei vor dori să ne provoace la acțiuni care se ducă la aceea ca poliția să acționeze în forță. Trebuie să demonstrăm, ca și până acum, că putem manifesta în pace, în liniște, în cadru legal. Propunere a fost să rămânem în piața Marii Adunări Naționale pentru câteva zile, așa cum au făcut-o islandezii. Vreau să... Să strigăm cu toți împreună ce facem mai departe. Înconjurăm guvernul. Sau mergem spre GBC. Atunci, stimați concetățeni, noi avem aici, printre noi, oameni veterani din cadrul însemn că nu s-a îndeplinit nicio revendicare a cetățenilor, iar populația, adică noi, continuăm să suferim, continuăm să trăim din ce în ce mai prost. Vă rog, veteranilor de război de pe Nistru, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, să ne organizăm și să facem o coloană și să înconjurăm Guvernul Republicii Moldova în sens de protest, dar pașnic. Această instituție este instituția noastră, iar acești polițiști sunt feciorii multora dintre cei care se află astăzi în piața Marii Adunări Naționale. Mulți copii al lor sunt aici, în piața Marii Adunări Naționale, și mulți dintre ei sunt cu sufletul în piața Marii Adunări Naționale. Să ne gândim cu toții la asta și să ne aranjăm în coloane frumușei și să înconjurăm guvernul. Reamintim, timp de un an de zile noi am fost pașnici, noi am fost democratici. Nu a zburat o piatră, nu s-a stricat niciun geam, pentru că noi suntem de cea mai înaltă calitate, noi suntem protestatarii, cei mai democrați care își doresc să-și obțină libertatea pe căi pașnice, pe căi democratice. Vă rugăm să țineți minte acest lucru. Ce avem noi de făcut? Vreau în continuare, dacă am decis să mergem toți împreună, cel care alături de dumneavoastră... La protest! Naționale și mă bucur faptul că nu sunteți indiferenți de viitorul țării. Vreau să fac un apel către dumneavoastră ca să fim înțeleg.
înțeleși corect. Eu salut decizia dumneavoastră. Eu sunt alături de dumneavoastră și nu numai eu, dar și toți camarazii de arme care astăzi se află aici cu dumneavoastră. Țară vedere, veteranii de război, veteranii Ministerul Afacerilor Interne, veteranii Ministerul Apărării, veteranii Serviciului Informații și Securitate, veteranii Procuraturii și altor instituții de forță a Republicii Moldova. Rugămintea mea, deci veteranii vor face tot posibil și imposibil împreună și cu dumneavoastră pentru a menține ordinea publică, chiar și dacă dumneavoastră ați decis ca să înconjurăm Guvernul Republicii Moldova, da! Pentru a chema conducerea de vârf a statului la dialog, de aceea noi trebuie să fim mai precauți și mai presus ca ei. Să nu ne dăm la provocarea lor, fiindcă dispunem de informații operative concrete că sunt în rândurile prostetastarilor cei care vor să ne provoace la violență. De aceea să fiți prudenți. Și ca să fie clar cum noi facem acești pași, pas de pas, deci eu zic așa, dacă noi ne înconjurăm guvernul, deci partea stângă de la mine, de la jumătate, spunem așa, pleacă spre Bădulescu Bădoli, partea dreaptă de la mine pleacă spre Pușkin, strada Pușkin. Aceștia care la nivel de corturi din dreapta și la nivel de căsuța cei din stânga, deci rămânem aici în față. Ca să fie clar, deci eu cred că aici nu e matematică complicată, de aceea eu vă rog foarte mult să fim cât de mult de prudenți. Ei, chinoșnița! Yeah!
Ce leargă de așa s-a pus Thank you.